Răspândește lumină, oriunde te-ai găsit, că-și cei din jurul tău, bine te vor primi, să vorbești numai lucrurile de frumos, așa cum te-a învățat Hristos. Fie pe conștient de un lucru, căci atâta timp cât Biserica lui Dumnezeu
Dumnezeu va rămâne pe tron, binecuvântat să-i fie numele. Și spunea fratele Teofil să ne rugăm pentru viitorul acestei biserici. Doamne, binecuvintează localitatea aceasta. Vreau să vă spun că noi, ca și oameni, poate nu vedem prea mult în viitor, dar vreau să vă spun că acel care a ridicat un Gedeon, acel care a ridicat un Samson, acel care a ridicat un David, el va duce istoria și mai departe în localitatea aceasta. Dar în seara aceasta trebuie să zicem, Doamne, ne bazăm pe puterea Ta, binecuvântat să fie Domnul. Și haideți cu credință să venim în fața acestui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, iubiți mei, frați și surori, dacă vom asculta că Dumnezeul nostru este un singur Domn, recunoscând lucrul acesta, vei avea pace în familie. Te vei raporta bine la soția ta, la copiii tăi, recunoscând că Dumnezeul adevărat este un singur Domn, binecuvântat să fie numele. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să venim cu credință, cu încredere înainte acestui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ajută-ne să te recunoaștem ca Domn și Doamne, lucrează Tu în localitatea aceasta. Amin. Înțelepții Lui